Netemeinică și nelegală, așa consideră procurorul general interimar decizia de clasare a dosarului Revoluției, luată de procurorii militari în toamna lui 2015. Am constatat astfel că procurorii, deși au efectuat un număr mare de acte de urmărire penală în cauză, nu au valorificat importante informații furnizate de acestea, dar nici informații furnizate de numeroasele lucrări care se referă la aceste evenimente, în multe din aceste cărți, rapoarte, jurnale, monografii, fiind prezentate documente și mărturii extrem de importante în economia anchetei. Procurorii nu au făcut niciun demers în vederea declasificării documentelor care au stat la baza elaborării raportului Comisiei Senatoriale privind evenimentele din decembrie 1989. Deși Serviciul Român de Informații a întocmit un document amplu referitor la evenimentele din decembrie 1989, acesta nu se regăsește în dosarul de urmărire penală. Nici nu mă așteptam la altceva decât la redeschidere. Prima măsură care trebuie luată mâine este plecarea lui Ion Vasilache din secția parchetelor militare și a întregii echipe de acolo cu Ion Vasilache și Alexandru în frunte, cei doi șefi, și ambele echipe, atât din dosarul Mineriadei cât și dosarul Revoluției, pentru că nu au făcut altceva decât să-și bate joc de acuz public de tergiversare. Din modul în care au fost conduse cercetările, se vede că nu a existat o preocupare pentru stabilirea adevărului privind evenimentele din 17-30 decembrie 1989. În cele mai multe dintre cazurile de deces ale unor persoane nu s-au făcut autopsii, a mai constatat Bogdan Licu. Decizia de clasare a fost contestată de rudele victimelor și a stârnit chiar revolte. Decizia asta de clasare mi-a ucis încă o dată fiul. Ne luptăm cu un sistem ticăloșit, securist sau comunist. Păi nu pot să cred că dacă ai atâtea declarații într-un dosar, în continuare favorizezi infractorul. Evenimentele din decembrie 1989 au avut ca rezultat decesul a 709 persoane, rănirea altor 1855 prin împușcare și a altor 343 în alte împrejurări și reținerea 924 de oameni. Asociația 21 decembrie și peste 100 de victime și urmași ai celor care au avut de suferit în decembrie 1989 au primit cu bucurie vestea că se va redeschide dosarul. Nu au abandonat niciodată lupta. În toamnă au atacat la Înalta Curte de Casație și Justiție decizia procurorilor militari de clasare a dosarului. Încă mai sunt plângeri asemănătoare pe rolul instanței.